Guvernul României a modificat recent legislația rutieră aducând schimbări semnificative în modul în care amenziile sunt comunicate șoferilor. Conform noilor reglementări, în anumite situații, poliția nu mai trimite amenda acasă, ceea ce implică responsabilități suplimentare pentru șoferi. Până în prezent, dacă un șofer refuza să semneze procesul verbal întocmit de polițist, amenda îi era trimisă acasă prin poștă după câteva zile. Însă, conform noilor reglementări, dacă interacțiunea dintre șofer și polițist a fost înregistrată audio-video, șoferul nu va mai primi amenda prin poștă, chiar dacă refuză să semneze documentul. Noile reglementări specifică faptul că dacă refuzul de a semna procesul verbal este înregistrat audio-video de către polițist, acest aspect fiind menționat în documentul de constatare, se consideră că procesul Procedura de comunicare a procesului verbal a fost îndeplinită pe loc. Astfel, unitatea de poliție nu mai este obligată să comunice la domiciliul contravenientului un exemplar al procesului verbal. Dacă refuzul primirii procesului verbal este înregistrat audio-video de către un polițist cu un mijloc tehnic din dotare, acest aspect fiind menționat în cuprinsul documentului de constatare, se consideră faptul că procedura comunicării procesului verbal a fost îndeplinită pe loc. Prin urmare, unitatea din care face parte agentul constatator nu mai este obligată să comunice la domiciliul contravenientului un exemplar al procesului Verbal. se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Alba, relatează playtech.ro.